Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a oficiat astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre virtuțile dreptului Simeon. Bătrânul virtuos își sfârșește viața întâlnindu-l pe Domnul. Și dacă e să subliniem calitățile pe care le-a avut dreptul Simeon, le citim aici, în Evanghelia, după Luca, în capitolul 2, versetul 25. Întâi de toate se spune că era drept. Era drept în relațiile cu semenii săi. Dăruia fiecăruia ce îi se cuvine. Era un om drept. Împlinea legea lui Moise. Dădea celui cu darea darea, celui cu cinstea cinste, tuturor toate le dădea ceea ce era dator să le dea. Omul acesta era drept. Drept în raportul cu semenii săi. Și apoi zice versetul 25 în al doilea rând că era temător de Dumnezeu. Era un om, un bătrân cu frică de Dumnezeu. Un om al rugăciunii. Un om care mergea la templu. Un om care își îndeplinea toate în datoririle sale spirituale. În cadrul slujbei, diaconul Simeon Valeriu Toderean a fost hirotonit preot pe seama parohiei Măcicașu. La finalul slujbei, ierarhul a săvârșit un parastas pentru episcopul Nicolae Ivan, de la a cărui trecere la cele veșnice se împlinesc mâine 84 de ani, și pentru mitropolitul Bartolomeu, de la a cărui trecere la Domnul s-au împlinit vineri 9 ani. În versuri, Nichifor Crainic zice așa: atunci când te întrebi unde sunt cei care nu mai sunt, să știi că sufletele lor nevăzute te ating în zbor. Împreună cu noi la rugăciune a fost și mitropolitul Bartolomeu și episcopul Nicolae Ivan, ctitorul acestei catedrale. Dumnezeu să-i odihnească cu sfinții, iar nouă să ne dea râvna să ducem o viață creștinească atâtea zile câte ne dă Dumnezeu pe pământ. De asemenea, înalt preasfințitul părinte Andrei a oficiat un trisaghion la mormintele celor doi ierarhi din cripta de la demisolul Catedralei Mitropolitane. Părintele episcop Nicolae Ivan, de numele lui se leagă reînființarea episcopiei Clujului și de asemenea ctitorirea catedralei noastre, și părintele arhiepiscop și mitropolit Bartolomeu Anania, de numele căruia se leagă înființarea Mitropoliei Clujului. De aceea, în această duminică, Sfânta Liturghie la Catedrală a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, înconjurat de soborul Catedralei, iar la sfârșitul Dumnezeieștii Liturghii a fost săvârșit parastasul la care au fost pomeniți cei doi ierarhi. După care, înalt preasfințitul Părinte Andrei a depus flori la statuia celor doi ierarhi. Statuile acestea se află în fața Catedralei Mitropolitane. La sfârșit, evenimentul s-a încheiat prin săvârșirea unei scurte slujbe de pomenire și în gropnița ierarhilor Clujului, care se află sub altarul Catedralei și unde sunt așezați cei doi mari ierarhi, Nicolae Ivan și Bartolomeu Anania, așteptând învierea cea de obște. Statuile celor doi ierarhi au fost așezate în curtea Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca în anul 2018.